Din nefericire, tot mai mulți vasluieni nu mai apucă să se bucure de pensie. Numărul deceselor crește de la o lună la alta, în timp ce speranța de viață scade simțitor. Așa se face că, nu de puține ori, banii de pe ultima pensie ajung la rude pentru a plăti înmormântarea. Persoanele, care nu și -au, persoanele decedate care nu au încasat uh, pensia curentă, uh, persoane, rudele de gradul 1 pot veni să ridice de la casa de pensie o procură în acest sens. Familiile îndoliate primesc și sprijin pentru înmormântarea celui drag. La nivelul casei județene de pensii Vaslui s au plătit un număr de uh, 3820 de ajutoare de deces. La, la luna octombrie s-a plătit uh, un număr de 362 de cazuri de ajutoare de deces. Cuantumul de deces a rămas aceleași. Cuantumul ajutorului de deces este de 2117 lei. Rudele care doresc să ridice banii de la casa de pensii trebuie să prezinte certificatul de deces, o factură de cumpărături cu numele persoanei care solicită ajutorul și copii după actele de identitate.